Fulgy a renunțat la România și trăiește din plin viața peste hotare. Se pare că însă trecutul nu-i dă pace și se vede nevoit să revină acasă. A început un capitol important din viața lui, dar problemele cu legea își spun cuvântul din nou. Fulgy este unul dintre cele mai cunoscute personaje din România, care a făcut furori în showbiz cu experiențele prin care a trecut. Fiul Vioricăi și al Ionită de la Clejane a avut o viață tumultoasă, dar a lăsat deoparte anturajul nepotrivit și s-a mutat peste hotare. Tânărul a dispărut din lumina reflectoarelor de o perioadă și a renunțat chiar la consumul de substanțe interzise, care i-au dat complet viața peste cap. Totuși, și-a schimbat stilul de viață și are acum planuri mari de viitor, pentru care face eforturi substanțiale. Fulgy a părăsit România și locuiește în Emiratele Arabe Unite, unde studiază la un prestigios colegiu. Acesta speră să devină un nume mare în domeniile video, film și muzică de film, motiv pentru care s-a apucat serios de școală în acest sens. Când credea că apele s-au liniștit, fiul clejanilor a primit o lovitură grea de la autorități. Deși se bucură din plin de schimbarea majoră pe care a făcut-o în viața lui, se pare că problemele din trecut nu-i dau pace. Fulgy a fost informat la începutul acestui an că trebuie să se întoarcă de urgență în România pentru a primi tratamentul medical necesar pentru abuzul său de droguri. Medicii doresc să se asigure că fiul clejanilor și-a rezolvat problema cu substanțele interzise, așa că trebuie să revină în țară pentru verificări.